Vă prezentăm anvelopele LASA, produse de renumitul concern Brisa Bridgestone. LASA, combinații optime dintre preț și calitate pe piață de la Masterlux, cel mai mare depozit de anvelope de iarnă în Moldova la cel mai bun preț, pe strada Petrican 5 fracții 1. Sună acum 901090. Дима, здравствуй. Предстоит важная игра завтра против Сакса. На что можешь сказать об этом матче? Ну, этот матч важен для нас. Мы постараемся его выиграть. И с точки зрения турнира таблицы нам надо подниматься вверх. Только победа нам. И болельщикам чего ожидать от завтрашнего матча? Ну, яркой нашей игры. Я думаю, мы завтра покажем хорошую игру. Главное, чтобы мы были готовы к ней психологически и уверены в себе. За счет чего Зимбру должен выигрывать Саксон? Я думаю, за счет давления и собранности всех футболистов, чтобы мы были единой командой. Тогда мы добьемся успеха в этом матче. Напарники твои как себя чувствуют? Готова ли команда к завтрашней игре? Я думаю, готова. Еще есть некоторые нюансы, которые нам расскажут. И объяснят, как нам действовать против Саксана. И завтра нас ждет победа. Urmează meciul cu Saxan. Sunteți pregătiți? Da, desigur. Am studiat adversarul. Suntem conștienți că va fi un meci greu. De altfel, toate trei meciuri care ne-au rămas de jucat până la pauză de iarnă vor fi ca meciuri de cupă. Deci pe sânge, pe viață și pe moarte. Suntem bine pregătiți și sperăm și ne dorim mult să luăm cele trei puncte puse în joc. Zimbru vine după o victorie importantă cu FC Tiraspol, iar Saxan după o înfrângere la Bălți. Este diferență de moral între jucătorii celor două echipe? Cum crezi? Nu cred că moralul va face diferența, ci pregătirea psihologică pentru cele 90 minute de mâine. Va fi foarte important să ne impunem, pentru ca moralul pentru meciul de cupă să fim peste adversari. Pe cine consider cel mai periculos jucător din lotul Saxanului? Nu mi-am dat întrebarea și nu consider că numele vor juca rol. De fapt, echipa Saxan este o echipă foarte bine pusă la punct din punct de vedere tactic. Deci ei formează o echipă. Asta e cel mai important și cred că numele nu vor juca un rol primordial. Cum crezi, care poate fi cheia succesului în meciul de mâine? Cred că punctul psihologic întâi de toate, disciplina în teren și sper să fim mâine un lot unit. Mersi, succes! Până la 100 de mii de lei. Fără gaj. Fără justificarea cheltuielilor. Și o dobândă foarte avantajoasă. De sărbători, dorințele se împlinesc. Acum creditul multiopțional este la doar 11% anual. Puterea stă în noi. O cafea?